Duminică dimineață a fost inaugurată noua bază sportivă din Cotu Vameș. Evenimentul a avut loc în contextul sărbătoririi Zilei Comunei Horia. Ca în fiecare an, pe data de 19 august, noi sărbătorim Ziua Comunei Horia. Și festivitățile au început cu un meci amical între echipa Old Boys, așa spunem noi, a satului Horia cu echipa Old Boys a satului Cotu Vameș, adică generația care a jucat în fosta echipă Recolta Horia, Traful, cum s-a mai numit ea anterior. Cu acest prilej noi am inaugurat baza sportivă de la Cotu Vameș. Din acest an, ediția de campionat 2018-2019, Asociația Sportivă Victoria Horia va disputa meciurile din Divizia Județeană pe acest teren. Condițiile sunt unele dintre cele mai bune. Urmează ca imediat să înceapă partida dintre Victoria Horia și Bradul Borca, echipe care au terminat pe locul 2, respectiv locul 3 în ediția de campionat anterioară 2017-2018. Invitată l-avem și pe domnul președinte al Asociației Județene de Fotbal printre noi, ocazie cu care va premia cele două echipe. Temperaturile ridicate nu au putut pune piedici iubitorilor sportului. Deschiderea bazei sportive a fost marcată printr-un meci de fotbal al veteranilor. Ce zic eu, festivitate care a fost organizată de primărie și meritul lor, o posibilitate pentru mișcare, pentru socializare. Și între ăștia mai vârste, veteranilor. A veteranilor. Și ne aducem aminte. Uite, vezi, acum pui limba pe umăr imediat. Dar cred că a fost o acțiune frumoasă. S-a terminat cu bine. Ne aducem aminte din ani de urmă, cum am jucat. Te punem amintiri. Știu, o să mergem la o bere. O păcat că n-au participat toți foștii mei colegi care au jucat la echipa asta din Comuna Horia. N-au putut să vină din diferite motive, nu știu acum. Dar ați văzut cu foștii colegi? Da, cu foarte mulți dintre ei am văzut. O parte sunt plecați, o parte, na, perioada concediilor, își fac vacanțele, da. Cam atât. Era echipa din Horia contra cine ziceați? Cotu Vameș. Cotu Vameș a făcut o echipă, cei din Horia o echipă. De fapt, echipa Horia a fost și cu oameni din Cotu Vameș, chiar și cu niște băieți din oraș. Am avut o echipă frumoasă, cu rezultate bune. În campionatul județean, care era atunci, care într-adevăr se juca fotbal, era un fotbal de valoare, nu... Da, erau preocupările atunci când se bazau pe fotbal și pe carte. Tot în cadrul Zilei Comunei Horia au fost premiați tinerii care au reușit să obțină medii mai mari de 9 la examenul de bacalaureat, dar și cuplurile care anul acesta împlinesc 50 de ani de la căsătorie. Seara, artiști renumiți au întreținut atmosfera de sărbătoare. Un amplu material realizat la Ziua Comunei Horia va fi difuzat astăzi după știri.